E gata. Se citește prostia pe față și mort așa. Unde e bebe? Pe Turcia, mi-a zis Diaman că vrei să te duci. Pleacă azi de Giurgiu pe vapor în Turcia. M-a pus să vorbesc cu Sandu Vlah. Oprește-te din lucrarea necurată, măcelarule. Nu lăsa păcatele tale să le plătească Florinel pe urma ta. Adică, oamenii ăștia e musafirii tăi. Ai grijă de ei. Ochii din cap, adică. Ai înțeles? Aici nu e ca la București. Aici bărbatul e capul. Și hotărârile el le ia. Gata! Am zis să stai la locul tău și să nu mai vorbești cu ăsta! Barca! Barca! Ochii din cap! Haide! Florinele! Nu trageți, e copilul meu! Scoate cătușele. Ești sigur? Oricum o să ne oprească. Nu intră nimeni în Giurgiu fără să se anunțe clanul Vlahilor. Adică, ne oprește cine? Au un fel de gărzi civile. Poliția și aleafa direct din mâna lui Sandu Vlah. Deci, cel mai bine ar fi să nu ne întâlnim cu colegii în Giurgiu. N-au niciun scrupul când vine vorba să-l apere pe Vlahul. Nici o șmecherie, că pe aici îți rămân oasele. Mă jur.
greșit că nu i-am lichidat pe vermuși ăștia mai de mult. Ne-am pătat imaginea cu ei. Mare prostie. Peliclan. Peliclan, numai când auzi cuvântul ăsta, îți vine să pui mâna pe trăgaci. S-a întâmplat ceva? Nimica. Un control de rutină. Ce control? De rutină, n-auzi? Ești cu urechile? Unde mergi? Poftim? Ce treabă ai în Giurgiu? Pe tine te știu. Și dracu, unde te-am văzut eu pe tine? Am o mătușă aici și mai vin să o vizitez. Poate așa ne-am văzut. Mătușă? Mm-hmm. Ce mătușă, boss, că te-am văzut la televizor? Pe la știri, pe la alea. Ia veniți, mâncă. Silviule, calcă. Mai luat băia. Ce-i cu ea după noi? După ai noștri, mă, eu după ce-i cu ei. Ce-i cu ea pe coada voastră? De vreo 2 minute în spatele nostru. Ce numere are? Numere de București. Poate merg în treaba lor, că ăsta-i drumul. Dăm blană sau încetinim? Încetiniți voi. Noi dăm blană, da? Mai la băiat. Calcu. Și-i prindem dacă nu-i pierzi. Sunt pe noi. Las-o încet. Să ne depășească dacă se grăbesc, nu? Sunt 7 inși, comisare! Plus Magda și Sofia!
Noi suntem 6. Nu stăm rău. 5. Eu i-aș pune cătușele, sincer. Pune-i-le. Turcia. Marco, asta e cea mai mică problemă a noastră în momentul ăsta. Haideți, repede. Mișcă-te că te împușc. Tata? Nu acum, tăticule. Nu zicea nimica. Tăticule, vrei să-l luăm după noi? Nu l-a luat nici la FD, nici nimic! E prietenul meu! E pe dracu de anticapat! Lasă mai te găsești tu cu el, altdată, acum ne grăbim! Dacă între timp măcelarul crece în Turcia și noi ne ținem după cai verzi pe pereți. Nu,
dormi! Dormi pe tine! Măcelarul l-are pe fisul, l-are pe ăla mic. Magda Udrea a venit după el. Știa exact unde să vină și știa sigur de ce se întoarce la București. Speculații! Nu sunt speculații! N-ai niciun reper! Alergăm ca găina fără cap în toate direcțiile. Cretinule, dormi! Și dacă mergeam în porc, crezi că ne duceam la sigur sau ce? Tot pe bâșbâit o luăm. Măcar aici avem ceva sigur. Aici avem pe nevasta lui Măcelaru. Trebuia să mergem în port. Așa a zis omul ăla, nu? A zis ce era vorbit. Dar doamna Magda, dacă ieși aici, s-a întâmplat ceva. Dai! Și cu coana Sofia. Sigur e întâmplate niște belele. Care n-a fost în plan. În afara cutiei lui, vreo bucurie. Ce faci, băi? Du-te de pe mine! E pericol aici, înăuntru! Afară! Dacă miști, te împușc! Și mă duc, trebuie să ieșim de aici! Ne împușcă pe loc! Magdo, dacă stăm aici ne iau ca din oală. Hai să coborâm și să o luăm la Fugo. Nu cobor, Sofio, nu ies de aici, să bagi ăștia clonț în mine. Bebe-i bătrân, mai trăiește 2-3 ani dacă-i prinde și pe aia Florinel, cine rămâne cu ea. Magda, uite-te la mine că eu mai trăit de-asta. N-ai treabă să te gândești la nimica acum decât la ușa de la mașina asta. Atâta, da? Da. Ușa asta. Atâta, nu te gândești la nimic altceva. Ieșim pe ușa asta și fugim, Magda. Atâta ai de gândit. Copilul meu, Sofio, cum să nu mă gândesc la el? Ieși pe ușa asta și las fără mama, ajunge până orfelinată la stai. Fane bună! Da, la stai. Uite-te la mine, Magda. Uite-te la mine. Te-am păcălit-o vreodată pe tine, Magdo? Așa, nici acum nu te păcălesc. Ce zic eu, aia se întâmplă, Magdo? Uită-te tu la mine, de n-o să fie așa. Magdo! Hai! Trebuie și... Bine! Ieșim, dar dacă fugi de lângă mine, trag, să știi! Trage toți afară!
Că mă împuși tu sau ei las tot aia e. Cu pâinile astea legate n-am cum să scap. Mă așteaptă fata mea. Să o scot de la măcelarul. Te rog. E frumoasă ca tine, așa. Arunc eu la fug afară și când trage toți pe mine, tu ești, da? Niciun folos mort. Tata, poate să... Nu poate nimic. E ca tine. A înțeles cine e măcelarul. Ce? Unde-i Sergiu? Am scos cătușele și i-am dat drumul. Ce? Lasă-mă să văd! Stai jos! N-am nimic, doar m-am atins. N-am nimic. Stai jos! Magda, uite-te la mine că spun cum facem, da? Eu mă ridic acum și eu la fugă. Și tu fugi prin pădure până la șosea, spre drumul la mare. Magda, înțelegi ce-am zis? Ce n-ai înțeles? N-am înțeles unde te duci tu. Eu spre șosea prin pădure și tu unde? Magda, nu e timp acum. Eu mă ridic de aici și iau la fugă și tu fugi prin pădure până la șosea. Mi-ai mai zis asta. Și eu te întreb din nou. Tu unde fugi? Tu, Sofie, unde dracu te duci? Nu avem cum să scăpăm amândouă, Magdo. Nu e timp să fii proastă acum, Magdo. Uită-te la mine. Magdo, una din două scapă. Atât. Și una aia tu trebuie să fii. Magdo, o să-ți amintești toată viața vorbele astea, de le vorbim noi acum. Zi-mi mulțumesc, Sofio, să ai sufletul liniștit când te gândești la mine după aia. Mulțumesc, Sofio. Așa, Magdo. Așa, fata mea. Tu o să-l găsești pe Florinel și o să ai o viață cu el. Uită-te la mine de n-o fi așa. O să fii soacră și o să fii bunică. Uită-te la mine. Ce zic aia se întâmplă, da? Mă ridic acum. Da? Magdo.
fugi spre pădurea aia cât te țin picioarele. De ce plângi, tăticule? De ce plângi? Ce-ți lipsește ție de plângi? Alți copii n-are ce mânca, ce îmbrăca și tu nimica nu-ți lipsește, ci plângi pe scaun acolo în spate. Ce n-ai tu din ce vrei? Orice e pe lumea asta și cer, ți se dă băiatul lui tata. Alți copii nici ghiozdan și penal n-are. De ce să plângi tu pe scaun în mașină, când vine dracii aia mare acum, Florinele? Nu mai tocopi atâta cu alți copii! Că alți copii au prieteni, alți copii au voi să-și facă ziua, alți copii au voi să iasă la joacă, alți copii se duc la mori, la patinoar, alți copii se duc la plajă! Eu ce pot? Un prieten am avut și eu pe alică! Nici pălea nu-l mai am! N-ai tu prieteni? N-am! Dar patigarjii ce e? Patigarjii sunt! E la plural! Ce-ai zis? Ce-ai zis acolo, tăticule, că nu te-am auzit? Nimic! Covid-dog? Ce să-ți iau? Covid-dog. Ai trecut prin față la covid-dogărie. Nu, tăticule. Am oprit că fâlfâi alea pe-n spate. Să nu mă oprească poliția. Ce e aceea? Ce vrei să-ți iau? Un covic foarte bun cu cremă și tânier. Ți-e foame?
Eram pol bagaj anticapatul. Ai mers în pol bagaj? Cât de tare! Ochii din cap, Alica, ochii din cap. Ia, tăticule, du-te și ia-ți să mănânci clemvuș de ea. Și ție și lui anticapatul. Ți-a foame să mănânci clemvuș de aici? Da. Mă duc să iau? Nu te duci tu nicăieri. Merge Florinel și anticapatul. Du-te, tăticule, dar să veniți repede. Se alege. Și Peliclano? Și Peliclano? Asta e, Nică. Mai bine viu și să putem amortăcire decât invers. Era să nu mai fim deloc. Tăpuțit putem, nu zic nu, dar tăjefrit nu jefrit. At. Păi și nu mă introduce și pe mine genuța? E frumoasă rău, Pelicane! Tăticule, mănâncă tu. Nu-mi trebuie mie. Haide, măcar un pic, să vezi cât de bun e. Marica? Adică mănâncă tot. Adică nu lasă nimic în farfurie. Adică ochii din cap. Teliu, asta nu e foame? Nu, Alica. Mulțumesc. Cine nu împarte, nu primește.
i-a omorât pe Iulica. Gata, Iulica s-a dus. Toți oamenii ăștia care trece încolo încoace, niciunul nu mai e Iulica niciodată. Purtătorul meu de cuvânt prost. Am zis mereu, Iulice, ești prost, Iulice, ești prost. Dar n-a fost prost, a fost bun. Și a avut respect. Și s-a lăsat mai prost ca mine de politețe. Că trebuie un prost lângă un deștept ca să se vază diferența. Și... Iulica a fost prostul meu ca să mai spună în valoare și să am și eu cine să uite în sus la mine. Eu sunt pe genul minion. Am crescut până la 12 ani și după aia m-am stagnat de tot. Toată viața mea numai în sus, m-am uitat la toți, în afară de Iulica care s-a pus mai jos ca mine. Să am și eu cine să mă vază mai sus ca el. Eu n-am recunoscut niciodată, dar Iulica era cu un dești mai înalt, poate chiar cu două. Dar de bun simț ce a avut, s-a făcut mai mic ca mine. Ca să am și eu orgoliul meu de piticul dracu ce am fost, că m-a râs toți de când mă știu. Iulica, l-am iubit, dar nu i-am spus asta niciodată. Nici de unde să-l iau, să-i mai zic acum, nu e. Iulica a murit pentru mine. Câți din ăștia are pe cineva care a murit pentru ei? Îți zic eu, niciun. Și uite că eu, pelican, un lesprăvit, un găinar, un stripit, am avut pe Iulica care a murit pentru mine. Femeile l-au murit. Sofia și Magda. Rele. Femei rele. Ce inima ai să tragi în Iulica? Tot mereu am crezut că măcelarul mă încurcă pe mine pe lumea asta. Măcelarul e depus la rană pe lângă oaștile alea. Îmi dai bine cuvântarea să răzbun pe Iulica. Îți dau. Mai și tu una de un leu? Nu mai avem nimic! Nimic! Măcar s-a mai închis un dosar. Sofia Tobă. Aveam nevoie de ea vie. Nu ne ajută la nimic că a crăpat. Și nici că i-a dat drumul lui Sergiu. Dacă nu-i dădeam drumul, crăpa și ăla. Te ajuta la ceva? Poate că nu crăpa! Și oricum nu este treaba noastră să le protejăm viețile ăstora. Crăpa, crăpa! Unul ca ăsta nu se eliberează în nicio variantă. M-ai auzit? Nu există! Unul ca ăsta nu trebuie lăsat liber. Punct! Gata, terminați! Mai grav e că am pierdut-o pe Magda Udrea!
Jumara, n-o-ți locul ei cu nimica. Jumara e împărăteasa la orice meniu. Și muștarul e împăratul. Pelicane, mai zici și mie o dată, de ce ne băgăm la mort în curte? E lumea supărată, nu e moment de vizite. Că dacă nu ne băgăm noi, vine altul și împărțește pe creierile și munca mea. Pelicanul trebuie să ia puterea. Ăștia ne facem muștei pe amândoi. N-ai tu treabă, Iulică. E mari și proști, ți-i sucesc din vorbe. Am belit noi pe obuz, pe ăștia îi fac în dinți ca pe coaja de sămânță. Thank you.
Veniți diamante mai încoace. Ce-ați rămas acolo? Luați diamante. Luați de aici și duceți-vă. Ce-i cu alea, domnule? Nu e nimica cu ele. Sunt ale mele și vi le dau vouă. Ce să facem noi cu ele, doamnă Monja? Ce vreți voi, diamante? Luați o grămadă pe ele, că e aur de la bunul și platină și pietre prețioase. Luați și mergeți unde vreți voi. Poate plecați din Mahala și ieșiți din sărăcie. Luați copiii și duceți-vă. Nu putem noi, doamnă Magda. Nu luăm. Ce nu puteți, mă? N-au zis că vă dau eu. E ale mele și vi le dau vouă. Cum adică să nu luați? Nu luăm. N-auzi, mă, că vă dau eu. De ce să nu luați? Îți dă frică, doamna Magda. Vă frică? De ce? Nu lua, fă! Iau. Așa, diamantul. Ia copiii și pe diamant și mergeți de aceea. Zic să mergeți undeva, poate nu acasă. Că-i toată lumea pusă pe voi acum. Aveți destul acolo să vă descurcați. Nu luăm, doamna Magda, că... Nu e ale noastre astea. E de la tătuțu și noi nu punem mâna. Tuțul tău e fugit pe Turcia cu copilul meu, diamante. Asta de la el le-am. La mie nu mai trebuie. Nici bani, nici aur. Ce să fac cu ele dacă mi-a luat copilul? Nu mai mă enerva. Că nu-i momentul să te întinzi pe sistemul meu, tocmai acum. Ia îngerașii ăștia și pe nevastă ta și mergeți sănătoși. E pomana mea. Dă focul la copilul meu pierdut. Hai, diamante. Ia-ți familia și roiul de aici. Lasă-mă și pe mine să fiu bună. Poate și întoarce fața Dumnezeu și mă vede, că mi-e inima smulsă din piept și dată la căi turbați o mănânce. Ia tu, diamantul, să fac și eu ceva bine. Auzi, ia mai dă-te dreptul de aici, diamante, că eu iau. Ajută, Doamne, la nașa la fetița mea Magdalena, că e femeie bună și are copilul dispărut de lângă ea. Doamne! Doamne!
Dai telefonul meu. Ăsta e telefon de la Bebe. Răspunde. Dă-l tare. Tată Tuțu. Diamante. Unde ești, Diamante? În Mahala. Uite ce ești în Mahala, tată Tuțu. E pe Turcia. Diamante, a venit Magda și Sofia Costănțeana peste mine la Giurgiu și mi-a dat plecarea peste cap. A fost pe mână cu Sandu Vlahu. Diamante, eu sunt întors pe București. A rămas bani, a rămas totul la Giurgiu. Nu mai am nimic pe mine. Zii să vii la tine. Viu la tine, Diamante. Mai e din banii ăia. Viu să-mi dai cât să plec cu băiatul și după aia îți trimit eu ție. Dă pân bănci ce am pân Cipru. Nu trebuie să-mi dai nimic înapoi, tătuțu, că e toate ale tale. Nu trebuie, dar zic ca să știi. Am bani mulți puși pe afară. Tati, mi-e sete. Și eu ce să fac? Păi nu știu, să luăm apă. Dar de ce n-ai luat de băut când ai luat și crâmbuștii? Acum nu mai ne întoarcem. Diamante? S-a înțeles? Da, tătuțu. Acum chiar că merge acasă, Diamante. Alo, alo, alo. Ai telefon? Alica. Și cu cine vorbești? Alica, Nea Sandu, atât. Dă-mi-l mie, Alica, te rog. Măcelarul e rău, mi-a tăiat părul. Dă-mi să sun. Totul e grav. Totul e grav. Sofia Tobă e moartă. Magda Udrea e dispărută. Cum să-i dai, mă, drumul lui Sergiu? Cum să faci așa ceva? Cum? Nu mai avem nimic acum. Nimic, nimic, nimic. N-aveai nimic nici dacă nu-i dădeam drumul. Încetează să mai dai vina pe mine pentru gafele tale. Cine? Număr necunoscut. Da? Mama? Tu ești? Pune pe speaker. Pune pe speaker! Sunt într-o mașină spre București. Vine înapoi chiar acum. Nu știu ce număr are mașina. Mama? Mama? Silvia! Silvia, mă auzi? Silvia, vorbește cu mine! Silvia! Vine, vine înapoi. Îl văd pe geam. Silvia, calmează-te și ascultă-mă. Încearcă să lași telefonul deschis și să dai indicii despre ce vezi pe geam. Poate reușim să te localizăm. Încearcă să lași telefonul deschis și să-l pui undeva unde nu se vede. Vine, încerc, nu știu dacă pot. Vine, gata, taci. E secret, să nu spui. Plecăm. Gata, am oprit microfonul. Nu ne mai aude. Avem cum să o localizăm? Unde mergem? Ia-o înainte și zic eu după aia. Tati, mi-e sete rău. Silvia, 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 Silvia! Lește-te, nu ne aude! Nu ți-am zis că am dat pe mut? Avem cum să o localizăm?
putem să luăm apă. Numai să oprește pe nicăirea. Ajungem repede. Alică nu spune nimic, Alică ține secret. Ce secret? Nu, Alică nu spune nimic. Dacă spui, îți dau ceva. Ce îmi dai? Ce-ți place ție? Nu, Alică ține secret. O luăm spre centru sau? Și am participat la anumite activități chiar aici, la UPG, împreună. Cu ocazia Ploiești Capitala Tineretului. Au fost anumite activități la noi și așa, să zicem că ne-am alăturat UPG-ului și acum am făcut următorul pas, avem și o prezentare. Eu sunt curios chiar cum o să iasă. Bun. Îi dăm salut pe doamna Maria? Așa, așteptăm totuși ca să prindem momentul. Bun. Da. Și să înțeleg că în cinstea faptului că Ploiești este capitala tineretului, se distruge bulevardul. Că dacă te simte în capitală, să trafă care să, de acces. Să fim... Da, deci am revenit din pauza publicitară de mai devreme, după întrebările de la primul proiect. Și acum o să vă vorbim despre audit și fraudă fiscală, pe înțelesul tuturor, o să fie ceva mai aplicativ, să spunem așa, ceva distractiv. Eu sper că o să vă simțiți bine în cadrul acestei prezentări. Alături de noi a venit și Antonia Iana, de la Liceul Colegiul Economic Virgil Magiaru, din Ploiești. Bine ai venit! Despre ce o să ne vorbești astăzi? Despre auditul și fraudă fiscală. Ce mai exact o să ai? Ok, deci o să îți spun eu când ai legătura. Perfect. Bun, hai să vedem așa un scurt cuprins despre audit și fraudă. Interesant. Da, am înțeles totul. Trecem mai departe. Chiar că este distractiv, nu că place. Acum și mie. Ok, o scurtă introducere. O să vă facem o mică introducere despre auditul financiar, ce, ca și concept, o să vedem care sunt riscurile în audit, o să vedem ce înțelegem noi prin auditul financiar. De asemenea, avem și un sondaj cu un eșantion de 250 de persoane, cu vârste diversificate, bineînțeles, datorită pe domnului Teodorescu, care a fost unul dintre cei doi coordonatori. Am reușit să facem acest sondaj. Îi mulțumim foarte mult pe această cale. Și pe partea de fiscalitate, când vorbim de fraudă fiscală, ne adresăm domnului Haralanghe și mulțumirile noastre merg către acolo. Și o să vă vorbim despre ce înțelegem noi prin fraudă fiscală, care sunt instituțiile ce se ocupă împotriva fraudei. Și, bineînțeles, după aceea vom face ușor legătura între audit și fraudă printr-un studiu de caz foarte, foarte scurt. Haideți să trecem la treabă. Conceptul de audit. Și vine primul puzzle al acestei ediții. Domeniul este audit. Știe cineva soluția la acest puzzle? Nicio reacție. Ok. Pentru a găsi soluția la acest puzzle, voi adresa câteva întrebări
colegilor mei și în urma răspunsurilor, cuvintele respective pe care le vor rosti vor avea anumite consoane. În momentul în care consoana se regăsește pe ecran, ea va apărea. Cu cât se adună mai multe consoane pe ecran, cu atât soluția se apropie. În cazul în care nu să ne dăm seama de soluție nici după ce toate consoanele sunt prezente pe ecran, le voi oferi șansa colegilor mei să spună și una sau două vocale. Haideți să începem. Prima întrebare se adresează Antoniei. Antonia, din punctul tău de vedere, ce înțelegi prin audit financiar? Control. Ok. Altceva? Trei exemple, te rog. Deci am control, da? În care poate vine riscuri. Ok. Garanții. Bun. Ok, asta ar fi, acestea ar fi răspunsuri. Hai să vedem dacă respectivele consoane din cadrul cuvintelor se regăsesc în bază. Bun. Acestea sunt consoanele din cadrul primei soluții pe care mi-a oferit-o Antonia. Cam greu să ne dăm seama de soluție în momentul ăsta. Hai să mai vedem o dată, te rog, trebuie să punem următoarea întrebare pentru Daniel. Daniel, zi-mi, te rog, câteva exemple de riscuri în audit. Lipsa auditării. Lipsa auditării. Ok. Așa. Lipsa de furnizare de informație. Da. Și lipsa recomandării. Recomandări din partea auditorilor financiare, pe care aici te referi. Adică să nu ascult de auditori, e clar, un risc. Yes. Hai să vedem. Chiar sunt curios dacă se regăsesc câteva consoane pe ecran. Da, mi se transmite că nu mai avem consoane în acest moment. Deci am epuizat toate consoanele. Vă dați seama de soluție? Care credeți că ar putea fi soluția? Ok, timpul a expirat. Acum trebuie să ajutăm publicul să-și dea seama de soluție și o să vă rog să vă sfătuiți. Deci sfătuiți-vă. Au venit cele trei X-uri din partea publicului. Îi mulțumesc iarăși domnului Baca pentru asta. Acum a venit momentul sfătuirii. Am nevoie din partea voastră de una sau chiar două vocale. Stați o clipă, da? A trecut timpul. Un reprezentant, îl rog să vină în față și să spună vocala I. Vocala I. Ok. Da. Perfect. Cam greu. Uite, nici eu. Și am văzut la 0 sără pe ori. Și nu dau seama care o fi soluția. Mai avem nevoie de o vocală? Hai să mai dăm o vocală. V-ați putut probabil și pentru a doua vocală? Da, în cazul în care nu, mergem cu vocala A. Vocala A. Ok. Acum ar trebui să ne dăm seama de soluție. Cineva din public știe soluția? Vrea cineva să încerce, să spună soluția? Vă rog, dacă aveți vreo idee. Deci că se apropie. Păi da, deci că se apropie în audit, nu? În dimineață. Nu v-am seama sus acolo, că e. Când de control riscul și procedura ai audit, fugi că se apropie un audit. Wow! Bingo! S-a strigat bingo și soluția auditului este când de control proceduri. Riscuri și proceduri. Gata, mă dau afară. Deci astăzi mă concentrez din lecțiune. Încă o dată. Tare, clar și corect. Pentru 1000 de puncte. Deci am luat 1000 de puncte. Da. Când de control
riscuri și proceduri ai auzit, fugi că se apropie un audit. Da. Aceasta este soluția corectă a primului puzzle cu domeniul audit financiar. Am aflat ce înțelegem prin auditul financiar, câteva exemple de riscuri. Destul de bine pentru început. Trecem mai departe și vorbim foarte pe scurt de câteva scheme piramidale care au fost de-a lungul timpului, nu doar în România, ci la nivel global. Pentru asta îi dau legătura cu colegii mei, Antonia, să vă vorbească despre schema cea mai cunoscută, cea mai puternică schemă piramidală din lume, a fost schema Schema Ponzi a fost denumită astfel după Charles Ponzi, un denumit explorator american de origine italiană din anii 1920, care a dus de ea, să zicem, mii de cetățeni în SUA, convingându-i să investească în mărci poștale internaționale. El, de fapt, le spunea că cumpără aceste mărci din alte țări la un alt preț redus, și apoi le răscumpără în SUA, având parte de un profit. Le spunea că le va da un profit de 50% în 45 de zile, sau chiar de 100% în 90 de zile, dar de fapt el plătea investitorii anteriori, dându-le profit, din banii obținuți de a noi investitori. Această schemă a durat în jur de un an și ceva, până când nu a reușit să mai facă rost de un investitor și s-a ajuns la o sumă de 20 de milioane de dolari de, ca și pagubă, echivalentul la 35 milioane de dolari în zilele noastre. Interesantă schema Ponzi și ce zice românii? Sunt foarte inspirați și când văd ceva, fac, aplică și în România. Și ce zice? În anii 90, în România, au venit PNU și Caritas. Așa, foarte pe scurt să vă vorbesc despre Caritas, cum a fost acest joc piramidal din punctul meu de vedere. Deci, eu îi spuneam Antoniei că dacă ea își pune banii la mine, peste 90 de zile, eu o să-i ofer 100% profit. Sau peste 30 de zile, o să-i ofer 50% dobândă. Deci ea venea cu 100 de lei, de exemplu, la mine. Și eu, peste 90 de zile, trebuia să-i dau 200 de lei. Ghiciți ce? Eu mă duceam și la Daniel și îl întreba. Tu vrei profit pe termen scurt? Prima dată îți dau niște bani, fără niciun stres, câștigi aici, da? Dai 100 de lei, sau mai mult, cât doreai și tu. Și ce făceam în acel moment? Aveam 100 de lei și de la Daniel, 100 de la Antonia, aveam 200 de lei. Mă duceam la Antonia și îi dau 200 de lei. Poftim 200 de lei. Ea, automat, nici n-au trecut la 90 de zile, că eu i-am dat profitul ei. Dar ghiciți ce? Daniel a rămas fără bani. Antonia se ducea la prietena ei și spunea, fii atentă. Ce mi-a dat domnul ăsta? I-am dat 100 de lei și câteva săptămâni am câștigat încă 100 de lei. Du-te și tu și bagi 100 de lei. S-a dus ea, s-a mai dus încă o prietenă și așa mai departe, astfel încât au venit la mine, să zicem, doi prieteni și mi-au dat 200 de lei. Cât 100 fiecare. Eu, având în acel moment 200 de lei, m-am dus și am dat banii lui Daniel. Astfel și el a câștigat 100 de lei, pornind de la 100, acum are 200. Ei doi sunt câștigători. Ceilalți sunt păgubiți. Schema aceasta a tot continuat. Vreo 3 ani de zile a ținut toată această schemă piramidală. La un moment dat, când s-au strâns foarte mulți bani, domnul de la mijlocul piramidei a fugit cu bani. Și le-a zis, gata, până aici a fost, jocul s-a terminat, ceva de genul, nu mai continuă această procedură, îmi pare rău. Deci cine a câștigat, a câștigat, dar foarte mulți au pierdut, foarte, foarte pe scurt explicată. Bineînțeles că și în zilele noastre se întâmplă niște scheme piramidale de care nu ne dăm seama. Anumite companii câștigă pe baza niște scheme piramidale. Chiar și influencerii putem numi că ei profită de schemele piramidale pentru a câștiga. Vine un influencer și spune, comandă de pe site-ul X că ai 20% discount dacă comanzi cu codul meu. În acel moment, dacă te duci la site-ul respectiv și comanzi, aplici cuponul de reducere 20%, acei 20% ghiciți în buzunarul cui ajung. În buzunarul celui care m-a recomandat să mă duc la acel magazin.
Cam asta, cam așa funcționează industria aceasta de influencer. Foarte mulți se bazează pe câștigurile astea prin intermediul urmăritorilor. Noi nu ne dăm seama când un om ne spune du-te acolo că este discount sau chiar și la magazine când apare o reducere, cineva tot câștigă. Nu doar noi că profităm de reducere, dar banii aia, reducerea respectivă, ajunge în buzunarul privat. Și este că nu prea ne dăm seama pe unde e frauda. Asta e problema în România. Foarte greu depistezi frauda fiscală și dosarele nu prea sunt publice față de alte state, dar despre asta discutăm puțin mai târziu. Hai să trecem la conceptul de fraudă și să avem o nouă bază cu un nou domeniu, frauda fiscală. Sau chiar mai bine zis, ANAFCA domeniu. Hai să lăsăm frauda fiscală. Pentru a ne da seama de soluție, o să pun prima întrebare lui Daniel și o să-l întreb, dăm trei cuvinte care, după părerea ta, definesc frauda fiscală. Mită, corupție și evaziune fiscală. El asta înțelege. Când aud de fraudă, asta înțelege. Bine. Hai să vedem dacă ceva consoane să le regăsesc pe ecran din cuvintele tale. Interesant. Nu prea am dat seama de soluție că ultimele două cuvinte sunt acoperite complet. Am nevoie de o nouă întrebare. Antonia. Care sunt instituțiile care se ocupă cu oprirea sau urmărirea fraudei? Care sunt instituțiile antifraudă în România? ANAF. Ok. Tot pe acolo, da. Ok, o să-mi explic puțin mai acolo sau dacă vrea colegul să te ajute, că eu nu prea înțeleg ce-i DGA pe ăsta, în fine. Așa, și mai ai altceva? Nu? DNA-ul a putea fi? Da. DNA ce este? Direcția Națională de Corupție. Ok, DGA pe? Direcția Națională de Corupție. Mă, dar așa fi. Hai să vedem dacă să regăsesc niște consoane pe ecran. În mod normal ar trebui să rămânem fără consoane după atâtea cuvinte. Da, mai avem consoane în acest moment, dar eu zic să-i ajutăm pe cei din public să-și dea seama de soluție, deci sfătuiți-vă și dați-mi și mie una sau două vocale. Deci direct mi le dați două vocale. Bun. Deci prima vocală este E și a doua vocală este I. Hai să vedem dacă se regăsesc pe ecran. Ok. Wow. Ok. Bun. Interesant. Ne dăm seama de soluție? Vă reamintesc, domeniul este fraudă fiscală. Aveți vreo părere de soluție? O idee? Dacă soluția e greșită, vă luăm primele puncte. Nu știu. Dacă vrei să oferi de idei pe... E bun finalul, dar hai să vedem acolo. Să spună, dacă vrei, îți oferi mii de idei. Bravo! Extraordinar! Dar nu știam acolo dacă e mână. Eu sunt cu idei, George, că sunt mână. Mâna, mă. Da. 1000 de puncte merg și la Domnenescu, că dacă dumneavoastră aveați 1000 de puncte, trebuie să câștige și Domnenescu, să fie echilibru. Bun. Soluția corectă, după cum am văzut acum și pe ecran, este pe sub mână, dacă vrei, îți ofer 1000 de lei. Da? Fraudă fiscală. Sună fraudă.
Ok. Haideți să vedem acum un sondaj în care evidențiem legătura între audit și fraudă. Vă reamintesc că șantionul este de 250 de persoane. Am adresat mai multe întrebări și, urma întrebărilor și răspunsurilor, am ajuns la interpretările pe care Daniel o să le facă. Da. Deci, în urma sondajului efectuat, prima întrebare a fost ce reprezintă frauda fiscală. E bine, putem observa că 55% dintre persoane nu au putut să zică ce are fraudă fiscală. Iar doar 12% zic că ei nu pot răspunde la această întrebare. Nici am mică idee. Însă am avut și 30% din persoane interviate, adică undeva vreo 82 persoane, care au zis că știm ce e fraudă fiscală și după a urmat întrebarea cum prevenim fraudă fiscală, la care doar 17% au putut să zică noi știm într-adevăr cum putem preveni fraudă fiscală. Bineînțeles că înaintea să le, după ce le-am pus aceste primele întrebări, le-am oferit și materialul nostru cu întreaga prezentare și detalii despre audit și fraudă și astfel ei ne-au răspuns după aceea la restul de întrebări. Deci am și ajutat. Ok. Doar că după ce le-am oferit materiale, n-au mai răspuns chiar 250, undeva la 130 au reușit să răspundă. Timpul a fost marele dușman al lor și al nostru în această interpretare. Bun, mai departe. Am observat un eșantion de 83 de persoane cu vârsta de 18 și 25 de ani, că doar 8 persoane din 83 de persoane știu cum pot interpreta situații financiare. Wow, 10%? Incredibil. Dar 10% știu să interpretezi situații financiare. De asta avem noi nevoie de educație în mediul economic. Deci nu ajungem la 10%. Adică 10%. 8 persoane din 83 reprezintă 10%. 8 persoane, 10%. Da. Ok. Atunci 65, adică 90%. Și la mulțimea de audit. În cazul acestei întrebări, cum definiți mulțimea de audit? Se poate vedea clar că 150 de persoane nu au să zic ce era audit. 39 răspuns, din care 62 au zis că ar putea deține o mulțime de audit, însă dintre aceste 62 de persoane, 41 de persoane au zis că nu ar putea recunoaște un auditor financiar. Deci, după cum observați, când lumea nu știe ceva, el spune nu știu, nu are curaj să spună nu știu, se abține. Se abține. Da. Cam asta se întâmplă și în Parlamentul European, când se supun la vot. Și nu neapărat Parlamentul European, în orice parlament, în orice consiliu de decizie, există vot pro, contra și abținere. Exact și în cazul sondajului nostru. Oamenii s-au și abținut la anumite întrebări. Și în cazul ultimilor întrebări, din astea 60 persoane, ne-am întrebat care sunt funcțiile auditului, din care au putut răspunde doar 31, iar care sunt riscurile și obligații, în misiunea de răspuns la 6 de persoane. Deci, din 90%. Da. Cam tot. Acei 10% care au știut și în bază de fraude. Oameni deștepți, de viitor. Chiar sunt curios, trebuie să iau legătura cu ei. Mergem mai departe. La partea de concluzii. După cum ați observat, și în cadrul sondajului de mai devreme, studiile de mai devreme, oamenii nu prea știu, în primul rând, ce este acela un audit, cine sunt auditorii financiari, și cum se previne frauda fiscală, sau mai bine zis, ce este frauda fiscală, că unii chiar n-au știut ce este frauda fiscală. Deci, cum oare să ne dăm noi seama de fraudă dacă nu cunoaștem? Cam la concluzia aceasta ajungem. Și plus că în România nu prea se publică aceste dosare de urmărire antifraudă, anticorupție, mai degrabă se lasă deoparte, poate se renunță la ele. Sunt multe dosare lăsate deoparte în România, din punct de vedere al corupției și nu numai. Dar, în schimb, venim cu exemplul mai pro. În America există platforma ACFE, unde se relatează absolut toate cazurile de fraudă cu dosarul. Dacă aveți și cont premium pe acea platformă, puteți vedea exact dosarul de urmărire al respectivei fraude. Și cum au procedat ei de a descoperi frauda respectivă. Și am văzut un exemplu, un contabil a fraudat statul american cu, nu mai știu,
de milioane de lei, de dolari, pardon, și schema se numea Fruit Cake. Deci era un fel de schema Fruit Cake, mai pe nou. Când se întâmpla asta în... Sunt prea multe detalii despre această schemă. Schema respectivă e din Statele Unite. În cadrul unei companii mici, aici se trage atenția că de obicei frauda fiscală și astea apar în cadrul companiilor mici și de către cele mici de mijlocii, mai ales în cadrul respectivei companii. A fost ideea unui business de familie oricum și practic toate persoanele aveau un credit între ei. Astfel a ajuns și persoana respectivă să poată să fraudeze cumva angajatorul său 17 milioane de dolari. Cum a fost acesta? Foarte simplu. Cumva s-a infiltrat în sistemul contabil și pe partea de plăți, în momentul în care se emiteau anumite facturi, acesta nu introducea numărul de facturi și anumite datare. Pentru ca ulterior să le anuleze și să-și treacă în contul acest, în contul bancar al persoanei respective. Și astfel, timp de 8-9 ani, prin anii 2004-2013, acesta a reușit să scoată 700 de lei dolari din compania respectivă. Deci, ca și în cazul pe care l-a trecut la colegul meu așa mai clar, sunt multe cazuri pe site-ul ACPE, dacă doriți să-l accesați și să căutați mai multe. Nu neapărat să vedeți dosarul, că nu ne facem acum cont premium acolo, ci efectiv să vedem informații despre fraudele fiscale care au fost în America în ultimele decenii, în ultimii 30-40 de ani. În schimb, în România nu există un astfel de site unde să vedem ce fraude fiscale au fost sau măcar să le știm. 10 fraude mari, nu cred că știm. Și în același timp, pe acest site, este și detaliat cum au putut să descopere această fraudă imensă. Pe bine, de-a lungul tot aceste perioade, nu a fost făcut niciun audit la compania respectivă. După aia, într-o zi, cumva întâmplător, a venit o persoană în companie, un contabil, și a zis, hai să muncim, să înregistrez. Și a observat un client care, de fapt, nici nu era în ceva de dar, nu era niciodată nimic despre el. În momentul în care a chemat pe domnul respectiv și a zis că ce e asta. Și el a încercat cumva să explice că am reușit eu, trebuia să mă dic, trebuia să mă dic. Și în momentul în care aceștia au zis că ceva se întâmplă aici, și fiind un auditor mai cu experiență din cadrul acestui asociație ACP, au verificat multe documente și și-au dat seama că, de fapt, sunt foarte, foarte multe documente care au fost adus la capăt. Și, în concluzie, cam aceasta a fost prezentarea noastră. O să avem și sursele bibliografice prezente pe ecran. Și, din America, ni se alătură, pe final, magistralul Donald, care poate, de ce nu, să câștige un astfel de alegeri acum în America. Îi mulțumim pentru prezență și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată. Mulțumim! Eu iar vreau să spun, Caritasul chiar a avut un joc, să știi, pe care noi l-am prins. Am avut prieteni care chiar au investit, se duceau la Cluj, da. Au stat noaptea la rândă și pe un somn care au câștigat, se băgau prin față, și stau pe acele vremuri, partele politice. Și s-a ajutat unii pe alții să intre prin față, au depus și cei din inspectoratele de poliție. Deci, să știi că ei au chiar luat bani. Deci, au luat valise de bani. De aceea am și dat exemplu. Practic, unii au câștigat. Enorm. Da. Dar, și la un moment dat, chiar în blocul unde stau, la parter, s-a deschis o caserie pentru Caritas. Mi-a aduc aminte, da, era un omor, era un de la. Și mi-a aduc aminte de fiecare dată, de cât văd acel FNI, da? Era reclama aia, dormi FNI de ghează. Da, 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 da. Chiar că dorm, că... Avem noi grijă. Au avut grijă și au dispărut cu bani, dar să știu că a fost o campanie puternică, foarte puternică. Și lumea chiar să înghesuia să de bani acolo. A fost și imediat după Revoluție, pentru că a fost imediat în anii 90, te gândește că în 89, la final a fost Revoluția, în 90 lumea a învățat ce înseamnă libertate
Și mi-a venit 91, a apărut Caritas. A fost ca o gură de aia. Ați ținut până în 94, da? Da. Deci a fost așa. Și ulterior, domnul care a condus Caritas a fost arestat. Parcă am scris să... Da, dar din câte știu, n-a fugit cu bani. A fugit că nu mai avea bani. Da, da, da. Că a fugit cu bani. Da. N-a mai putut să mai onoreze, pentru că au dat atât de mulți bani, cei din spate tot depuneau, dar din păcate nu mai făcea față. Pentru că a promis ceea ce nu putea să acord. La un dat a dispărut omul cu lumea asta a fugit cu bani, nu mai avea cu ce. Da. Da, mulțumim copii. Mulțumim.